Potrivit unei statistici realizate de AJUFM Olt, tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani sunt cei care se angajează cel mai rapid. Această categorie de persoane pare să beneficieze de oportunități sporite pe piața muncii locale. În contrast, oltenii cu vârsta peste 55 de ani își găsesc cu greu un loc de muncă. La sfârșitul lunii octombrie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 6.940 de șomeri, din care 3.210 femei, rata șomajului fiind de 5,36%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,44%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,08 puncte procentuale. Majoritatea persoanelor înregistrate în evidențele Agenției Județene din Olt, fără un loc de muncă, provin din mediul rural. De asemenea, acești șomeri nu beneficiază de ajutor financiar din partea statului. Din totalul de 6.940 de persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 878 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 6.062 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.813 șomeri provin din mediul rural, iar 1.127 sunt din mediul urban. Potrivit reprezentanților AJUFM Olt, șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul persoanelor fără loc de muncă înregistrate în evidențele instituției.